Protecția consumatorilor pentru persoanele cu dizabilități. Nu ar trebui să fie ceva diferit, Nu ar trebui să privim o persoană cu dizabilitate ca ceva venită de pe altă planetă. Trebuie să înțelegem, sunt semenii noștri și, Doamne ferește, fiecare dintre noi putem să ajungem mâine în locul oricărei persoane cu dizabilități. Discutăm de persoane cu dizabilități locomotorii, nevăzătoare, hipoacuzice, sunt tot felul de tipologii de persoane cu dizabilități care sunt consumatori vulnerabili și au nevoi specifice și speciale. Un cărucior rulant este o tipologie importantă pentru persoana respectivă, o persoană nevăzătoare care are dreptul fundamental de a putea să meargă pe stradă, să meargă în societate, să-și plătească taxele și impozitele, să facă o reclamație la poliție, să-și cumpere un medicament sau o haină, trebuie să aibă toate informațiile în brai, acel scris practic în bobițele acelea care sunt în evidență și ar trebui să aibă acest minim drept. O persoană care nu aude ar trebui să aibă toate informațiile în acel sistem mimico-gesticular în momentul în care discutăm de lucruri urgente. Împreună cu Infocons s-a realizat popularizarea cu privire la numărul de urgență 113. La 112 suni, la 113 dai un SMS, dacă nu poți să faci un apel cu voce, ai o problemă de vorbit, și atunci până la urmă se salvează chiar o viață. Lucruri mici, lucruri simple în momentul în care discutăm de un nevăzător care cumpără un produs agroalimentar cu care are alergie să este un produs într-un sistem de alertă sau un produs cu anumite problematici. Dacă nu are aceste informații în brai, ce face acea persoană? Îmi spuneau la un moment dat unii, păi eu totdeauna e cu un însoțitor are obligația de a fi cu un însoțitor? Vedem în țările vestice că sunt persoane nevăzătoare care merg singure pe stradă și se descurcă. Vedem persoane care nu aud, care se descurcă. Vedem persoane în scaun rulant care își rezolvă orice problemă și nu sunt încorsetate de mediu. Să nu uităm un lucru, sunt semenii noștri, au aceleași drepturi ca și noi, avem aceleași drepturi ca și ei. Așa că dacă discutăm despre protecția consumatorilor pentru persoanele cu dizabilități, să înțelegem Că avem aceleași drepturi cu toții, avem aceleași drept de a intra și în club, de a merge și la farmacie, și la primărie, și la poliție, și atunci nu putem să punem bariere. Protecția consumatorului te ajută. Există în cadrul aplicației gratuite Infocons toate informațiile cu privire la numerele de urgență. Chiar și offline, atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru toată lumea. Nu în ultimul rând, sunt în toate limbile minorităților conlocuitoare, inclusiv în limba ucraineană, și ceea ce cred că este extrem de important este să înțelegem că suntem toți consumatori. Și atunci alegem responsabil, suntem responsabili, chiar dacă discutăm și despre persoanele cu dizabilități. Protecția consumatorului te ajută cu acea interpretare mimico-gestuală ca fiecare dintre noi în calitate de consumator vulnerabil sau pentru cei hipoacuzici să aibă această șansă, fiindcă este un drept fundamental. Informarea fiecăruia, mai ales când discutăm despre probleme sau situații de urgență. Așa că acea interpretare mimico-gestuală este extrem de importantă și este un drept, nu este până la urmă un moft.